nu neapărat spectaculos, dar în ce caz angajamentul a fost extraordinar și puțin în partea echipei noastre. O echipă care își caută un rol, luptă bine pentru a-l găsi, nu e simplu. Mă văd nevoie să repet, suntem încă în curs de formare, avem jucători în două categorii, experimentați, în vârstă, jucători foarte tineri. Probabil s-a văzut și în jocul de astăzi, la 2-0 deja cei tineri au cedat, nu neapărat din punct de vedere fizic, psihic. Adică parcă a fost puțin teamă de ce a găsat în bancăren. Adică e un lucru destul de important acesta. Pasele nu au mai funcționat așa cum trebuie, chiar și știu, reperele pe care le văduseam încă de joc au fost lăsate deoparte, a fost bine și mai dorința, dar nu acel rezultat. Și atunci, normal, distința de ridică experimentată, cu jucătorii care sunt în probleme mai mulți ani, pe linie de mijloc foarte puternică, este linia de mijloc care a evoluat și în divizia anul trecut, n-au prea serioase probleme. A fost bine că am început repriza cu un gol, spectaculos al lui Ola, la 3-0, parcă am putut da ceva anumită încredere, dar în același timp s-a văzut că suntem temători. Pe acest fond, trebuie greșeli repetate și mingea ne aparținea ca să desfășurăm un atac de 3 contra 2. Vancea a pierdut-o cu ușurință, i-a fost puțin lene, dar mai făcea 2 pași, îl oprea pe cel care a câștigat mingea, o pasă pe culoar, nici când așa a fost altă prin simbolul acela și va trebui. După aceea a fost o luptă așa oarbă, să zicem, fără spectaculozitate, chiar am enervat puțin spectatorii care vreau mai mult, mai mult, mai mult. Se știe, mai fără unul posibilitatea de a aplauda un gol, dorește și următorul. E bine că s-a terminat cu o victorie. O victorie meritoasă, se nu pentru că distanța a suportat azi a doua înfrângere în aceste lucruri. Ți-a avut un debut fulminant, 2-0, minutul 10. Da, și în efect nu-i sperat, nu-i gândit. Bine. Azi, dacă? Probabil dacă nu se întâmpla, jocurile au altă turnură. Putea să fie favorabilă, mă gândesc că insistam, aveam deja un plan făcut, că doream foarte mult, că echipa știe ceva, doream foarte mult victorie astăzi, dar în același timp, poate știu și Bistrița, prindea mai mult curaj, poate știu și la întâmplare, știu să fie fotbal. Domnul a venit extraordinar, mai ales că a fost de întâmplare scurită. Credeați în rezultatul ăsta la începutul meciului? Sigur că da. Am văzut și la Alba Iulia, am și spus și pe domnul. Pentru noi, fiecare joc înseamnă victorie, că o reușim sau nu, asta e altceva. Dar din acest caz, suntem pregătiți în ideală o opțiune. Dacă la victorie v-ați fi așteptat, sperați să marcați și alte goluri în aceste două meciuri, în aceste două meciuri, considerate derbiuri? În primul rând, nu. Ar fi aș fi pregătit să zic că da, nu. Nici vorba. La urmă ne interesează să câștigăm. Deci a fost ceva mai inspirați. Nu știu, obsesia asta, bancării golurilor, care a fost până acum însemnat odată cu primul gol de la Alba Iulia, Răscătușa. V-a dat emoții Gneacșa cu accidentarea aceea? Nu știu cum prefăcut. Era obosit. Era obosit și când m-a obosit, Gneacșa, ca să arate publicul, cu ce să țin de picior. Urmează un meci la fel de... Nu sunt supărat că nu zicea mai din un cartonaș și cred eu de data asta chiar ne meritat. A fost o alunecare, cum se întâmplă, fără periculozitate, fără altă de adversar și a fapt a fost unul fault, să zicem. Se repesc un cartonaș, iarăși trebuie să stă. Nu știu că va mai juca foarte bine, dar e foarte greu să joci o etapă, să stai o etapă, să joci o etapă, să stai o etapă. Nu lipsește, dacă era un jucător important. Urmează un meci poate mai important decât acesta, sâmbătă cu UTA, contra candidata pentru locul 3. Nu sunt de important, pentru noi indiferent cu cine jucăm și cu UTA și cu Feciori și cu UTA. Absolut toată niciunul de acolo. Nu există diferență între UTA. Modul de abordare este fundamental. El decide situația la acel moment și sper că la decizia echipei să fie chiar mai bună decât asta, să fie în creștere. E totuși un meci de 6 puncte considerat. Ținând cont de faptul că ambele echipe sunt despărțite doar de golagraj. Nu mă aștept, nu e regulamentul acum. 6 puncte.
figurativ. Are echipa forța să nu facă pași greșiți până la final? Da, e o întrebare interesantă. Greu de prevăzut. Ne bazăm pe un destul de restrâns de jucători, vedeți că astfel găsim doar soluții. Trebuie să improvizăm de fiecare dată. Eu știu, bine ar fi să ne dea multă inspirație și pe care să mergem pe mașină. Se joacă sub presiune? Sigur că da, deja e o sesie de asta, deci ar putea să-i descăpușesc pe jucători, nu e foarte important, pentru că nici nu e sigur că ți-aduce o promovare, dar în același timp, poate o ambiție din asta, de redințeană, nu se știu de altă lasă, trebuie să merg pe la îndeplinirea acestui, deci un obiectiv al nostru. Revine Cosiș pentru sâmbătă? Nu, a avut liber până mâine, deci abia de mine va începe alergarea ușoară. Se vede în funcție de simptome, să le include mâine pe la mâncat să mă. Asta urma să vă întreb, că n-au fost decât 4 jucători de când trebuie să faie. Au fost multe accidentări? Și accidentări și, nu știu, nu le pare dezinteres la mine de jucători. Așa aș considera că nu ți se oferă ceva. Trebuie să faci ceva pe care să se oferă. Promovarea este o provocare și pentru noastră. Ar fi ea? Nu, nu vreau să mă gândesc. Hai, lăsați. N-ați mai obținut de mult o promovare. Nu, dar n-ați mai obținut de mult o promovare. Mulțumim!